va avea parte de prezentare. Ministrul Finanțelor Adrian Căciu, acum în Parlament, cu cât mai repede, cu atât mai bine, indiferent de resortul politic care stă la baza acestei chemări. Trebuie să recunosc că chiar am venit cu bună credință și eu să vă și prezint o serie de date. Nu mă așteptam la o judecată din partea unui fost ministru care a dus România împreună cu guvernul din care a făcut parte cu un deficit mai mare decât cel pe care l-am obținut eu anul trecut. Nu, eu guvernul din care fac parte. Și se spune că cresc deficitele. Ca să înțeleagă poate românii cel mai bine pentru români, pentru că de asta sunt aici, România a fost băgată cu bună intenție în procedură de deficit excesiv de o guvernare de dreapta, care s-a cerut în procedură de deficit excesiv și există documente în acest sens, deși Europa suspendase această clauză, procedură care ne-a dus la un deficit de 9,4% în 2020, de 6,7%, mă rog, era programat să fie 7,1%, dar a venit domnul Căciu, despre care vorbiți, și a reușit să-l facă 6,7% împreună cu colegii săi de guvernare. Iar în 2022 am redus din nou deficitul la 5,7% din PIB. Iată, astea sunt fapte. Iar în anul 2023 ne-am propus o reducere la 4,4% din PIB. Vorbiți de minciună. Retorica aceasta este o retorică pur și simplu politicianistă, pentru că bugetul s-a votat de acest Parlament. Știți la ce vă referiți dumneavoastră, dar v-aș indica să citiți toate paginile opiniei Consiliului Fiscal. La rezervele pe care le are Consiliul Fiscal asupra veniturilor suplimentare prevăzute a se încasa din combaterea evaziunii fiscale. Pe bună dreptate, Consiliul Fiscal de fiecare dată, ca orice instituție financiară de audit, spune aceste venituri sunt privite cu rezerve până când sunt realizate. Deci nu este o supraestimare. A nu prinde venituri din combaterea evaziunii fiscale, și atenție la sintagma pe care o folosesc, este echivalentul predării României pe mâna evazioniștilor. Dacă asta este ceea ce mi se impută mie sau guvernului, că nu am predat România evazioniștilor, sunt de acord să-mi asum acest păcat. Acum să revenim la modul în care acest guvern de fiecare dată abordează într-un mod dinamic, adaptabil, situația execuției bugetare, dar și problemele cu care se confruntă nu numai economia românească, dar mai ales cetățeni. Și anul trecut, în primăvară, am avut o analiză și a trebuit să luăm o serie de măsuri pentru ajustarea cheltuielor bugetare, pentru că și anul trecut, deși deficitul era mai mic, aveam o mai slabă încasare a veniturilor. De ce? Sunt ciclice. Domnul Năsu este expert în macroeconomie și ar putea să aibă multe explicații, dar, bineînțeles, e politician de opoziție și respectă acest drept. Economia nu evoluează întotdeauna liniar. Și este evident că trebuie să te adaptezi. Și anul trecut am făcut o ajustare de 10 miliarde, undeva la luna mai am anunțat-o, acum am anunțat-o în aprilie. Gaura la bugetul de stat, domnilor, nu este niciun caz de 20 de miliarde. Încetinirea veniturilor sau a colectării veniturilor se cifrează undeva la cifra de 4,7 miliarde de lei față de programat. Și acum o să vă mai spun un lucru și să vă fac o poză. Dacă România are arierate recuperabile de încasat de 25 de miliarde și o evaziune fiscală estimată la 12%, nu credeți că este bine să întărim colectarea? Eu zic că da și trebuie să luptăm pentru asta. Dar până unele lucruri de acest gen se întâmplă, este bine ca și statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielor și să dea Dumnezeu ca la rectificare veniturile să fie pe măsura estimatului și atunci poate găsi supliment, ca supliment un pachet de măsuri pentru populație. Vă rog să finalizați. Eu prefer să-mi puneți întrebări. O să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele la final. Și încă o dată,
Vă asigur că ceea ce face guvernul în acest moment este un gest de responsabilitate. Toți cetățenii ne cer ca statul să fie mai slab, mai suplu. Mulțumesc. Nu cred că este greu să facem acest efort împreună și să reducem din cheltuielile bugetare. Mulțumesc. Mulțumesc. Intrăm. Am avut o discuție cu colegii de la...